Două mașini au fost distruse de foc în această după-amiază pe strada Decebal. Incendiul a izbucnit cel mai probabil în urma unui scurt circuit produs la bordul unuia dintre autoturisme, chiar după ce proprietarul l-a parcat și a coborât de la volan. Nimeni nu a reușit să stingă flăcările care s-au extins cu repeziciune și la mașina parcată alături. La locul incendiului au sosit pompierii care n-au mai putut salva mare lucru. După sosirea celor de la ISU a ajuns și proprietara celui de-al doilea autoturism, care mai târziu a fost anunțată că mașina s-a ars. Dumneavoastră ați coborât din mașină, nu? Și după aceea a luat foc? Da, eu am plecat de la mașină până în... Domnul, nu mai știu, domnul, nu mai întrebă. Cred, a plecat, e șocant. Cum a plecat, a luat foc mașina. La volanul mașinii care a început să ardă spontan după oprire s-a aflat Ionel Moroacă, fostul primar al comunei Daia.